Dragii mei, cea mai mare binecuvântare este mântuirea, ca să fii mântuit. Este singura șansă pe care o avem în viața aceasta, scurtă și trecătoare. Chiar 58 de ani sunt o nimica față de ceea ce urmează, de veșnicie. Cel mai mare dar pe care ni-l-a dăruit Dumnezeu în viața aceasta, în trupurile acestea, este viața pe care El a hotărât-o în dreptul fiecăruia. Dacă știm ce să facem cu ea, dacă știm cum să ne raportăm la Dumnezeu, dacă știm să ne pregătim. Mă bucur că am putut să vin în această zi, sigur nu pentru că sora Maria a trecut în veșnicie, dar mă gândeam, cunosc familia aceasta din 75, 75, 76, i-am cunoscut mai bine, mai de aproape, 77, au trecut mulți ani de atunci. Pentru considerația pe care o am pentru familia aceasta mare, am venit și în această zi cu toată inima și ceea ce doresc este Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Beni. Amin. Să aibă în vedere copiii. Sora Maria, să știți că s-a dus la mai bine. Ea nu este de plâns, nu este o înfrângere în familia culta, este o biruință. Biblia spune de bunoară în Cartea Proverbelor, capitolul 14, zice, dar cel neprienit chiar și la moarte trage nădejde. Cel neprienit. Tot în Cartea Proverbelor, apropo de copii, era amintit aici, capitolul 20, versetul 7, cel neprienit umblă neprienirea lui, ferice de copiii lui după el. Extraordinar. Mă gândeam, Doamne, oare numai pentru lucrători, pentru bărbați, ai răsplătiri în ziua aceea? Da, de unde? Acolo vom primi răsplătirile, după cum aici ne-am dăruit pentru lucrare. Despre Maria, mama Domnului spune, binecuvântată ești tu între femei, nu deasupra femeilor. Nu va fi Maria pe un podium acolo sus, numai ea. Între femei, vor fi multe femei în jurul ei. E un examen pentru familia cult astăzi. Domnul, să știți, pe unii trece prin multe examene. De bună oară, cu cât ai școală mai multă, aici pe pământ și examenele sunt ca atare, pe măsură. Spiritual este tot la fel. Noi nici nu realizăm. Noi aici apreciem de multe ori anumite lucruri și anumite persoane, dar valoarea adevărată, de-abia în ziua aceea o vom vedea. De-abia atunci vom vedea valorile adevărate. De aceea eu doresc, Doamne, întărește familia cu urmă. Spune tot în Cartea Proverbelor, în capitolul 10, foarte frumos aici, așteptarea celor neprieniți nu va fi decât bucurie. Așteptarea celor neprieniți nu va fi decât bucurie. Pomenirea celui neprienit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cei răi sunt doar aici pe pământ scriși, putrezește numele și personalitatea lor, acolo la grămadă, în locuința morților. Pentru cel neprienit însă spune Biblia, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este în jos. Să știți că aici în sicriu au rămas doar rămășițele trecătoare. Valoarea adevărată nu mai este aici. Sufletul și Duhul, care sunt nemuritoare, Dumnezeu le-a luat. Valoarea adevărată. Cum? Chiar atunci când mori, când închizi ochii, că ce-i moarte? O să vedem câteva gânduri cu privire la această înțelegere pe care o avem din partea lui Dumnezeu în Scripturi. Ce înseamnă moarte? Închizi ochii aici, uitam ce spune Apostolul Pavel. Foarte frumos. Pavel, la un moment dat, spune în 2 Corinteni, capitolul 5, printre altele. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup în viața aceasta, privegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Și acum el spune, dar suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul, acasă la Domnul. Dar el întărește ideea, nu numai aici, în mai multe locuri, dar citim și din Cartea Filipenilor. Uitați ce spune tot Apostolul Pavel, foarte frumos. Spune aici versetul, capitolul 1, versetul 21. Căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc într-o face să trăiesc și nu știu ce ar trebui să aleg. El se referea la propovăduirea Evangheliei, la întoarcerea altora pe care Domnul avea în vedere prin mesajele lui. Zice, sunt strâns din două părți, aș dori mult mai mult să fiu împreună cu Hristos.
Auziți ce înseamnă moarte? Să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, dar pentru voi iese mai de trebuință să rămân în trup. Pavel spunea la un moment dat, nu doresc altceva decât Hristos să fie proslăvit, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. E nemaipomenit să trăiești cu această înțelegere din partea celui preanalt. Să dorești efectiv să urmărești ca Dumnezeu să fie proslăvit prin trăirea ta. Prin vorbe, prin gesturi, prin atitudine, începând din familie, bineînțeles, și peste tot. Fie prin moartea mea, dar și la moarte Dumnezeu se poate proslăvi, că noi spunem, Doamne, dacă ar mai fi trăit sora Maria, Tu te-ai fi putut proslăvi mai mult. Așa spunem noi. Și la moarte ne-au adunat aici. Și seriile de priveghi și astăzi aici Dumnezeu se proslăvește. Noi nu vedem în cer ce este, ce sărbătoare. Vedeți? Spune în cartea lui Isaia, pere cel neprienit. Și cel neprienit este luat, da, este luat și cel neprienit. Floare, o floare de bunoare, un grădinar din grădină, cea mai frumoasă floare o ia, nu cea care e vestejită, palidă, cea mai frumoasă. Când piere cel neprienit, când este luat, când standardul lui moral și spiritual este cel mai înalt, când este cel mai bun, atunci Domnul îl duce. Sigur, nu sunt la întâmplare evenimentele acestea. Domnul le are pe toate sub control, că El este stăpân. Auziți ce frumos spune aici în cartea lui Iov, cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 13. Ne spune Iov, printre altele, în felul următor. Spune aici versetul 5, dacă zilele lui sunt hotărâte, dacă i-ai numărat lunile, dacă i-ai însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece, totul este înaintea celui preanalt. Toate sunt văzute de El. De aceea, în această zi, ne-a adunat Dumnezeu aici să ne punem întrebarea, Doamne, dacă pe mine m-ai fi luat cumva? Păi sunt atâtea evenimente nefaste la ora actuală. Tragedii, boli care apar, accidente de mașină și așa mai departe. Păi dacă ne-ar fi luat pe oricare dintre noi, noi eram gata? Eram pregătiți? Dacă plecam de aici, unde am fi plecat? Pentru că vreau în continuare să mă opresc la câteva lucruri, să vedem ce înseamnă moartea din punct de vedere biblic, din perspectiva celui preanalt. Ce înseamnă moarte? Primul lucru pe care vreau să-l menționez, moarte înseamnă mutare. E mutare, mă mut. Aici sunt într-un corp, spune Pavel în 2 Corinteni. Chiar dacă se desface casa pământească a corpului nostru trupesc, știm că avem o clădire în cer de la Dumnezeu. O mutare. Eu unde mă mut dacă mă mut? Eu sunt convins, sora Maria s-a dus la Domnul acolo în slavă și în glorie. Sigur, răsplătirile adevărate, nu în momentul în care am plecat, le primim. Răsplătirile în ziua aceea, dar locul este acolo, în locul acela de slavă și de glorie. Și vis-a-vis de cei care nu l-au pe Dumnezeu și ei merg într-un loc, uitați-mă ce spune Iov printre altele. Spune așa, înainte de a mă duce ca să nu mă mai întorc în țara întunericului și a umbrei morții, în țara negurii adânci, unde domnește umbra morții și neorânduiala și unde lumina este ca întunericul, unde numele nu mai are nicio valoare, nu există personalitate acolo, la grămadă, în întuneric, e o tragedie, o veșnicie, unde vermele lor nu moare pentru cel ce nu s-a pregătit, pentru cel ce în viața aceasta nu se gândește la Dumnezeu, nu își pune viața în rânduială. E nemaipomenit să nu uităm, moartea pentru cel neprienit nu e altceva decât o mutare. Mă mut, unde mă mut? Știți ce spunea Domnul Iisus în Ioan 14? Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, de n-ar fi așa v-aș fi spus, dar eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și acolo unde vi-l pregătesc la Tatăl, după ce vi-l pregătesc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Doamne, ajută-ne să ne pregătim. Mutare, aici, sigur, ne putem lăuda cu anumite lucruri, care la un moment dat le lăsăm aici. Valoarea adevărată este partea spirituală, ce adunăm pentru casa aceea. Domnul pregătește casa împreună cu mine, Tatăl i-a pregătit. Zice, mă duc să vă pregătesc împărăția, după cum și Tatăl meu mi-a pregătit-o mie. Domnul o pregătește de 2000 de ani. Extraordinar! Ce pregătiri sunt acolo sus! Pentru mireasa Lui, pentru credincioșii Lui.
Pentru cei ce-L iubesc pe Domnul și îl proslăvesc pe El. De aceea doresc încă o dată Dumnezeu să ne binecuvinteze. Doamne, ajută-ne să fim cu inimile deschise. Ajută-ne, o Doamne, să împlinim voia Ta și ajută-ne în ziua aceea să fim gata. Să nu uităm, moarte înseamnă mutare. Moarte înseamnă plecare. Plecare. Pe drumul acesta este un drum cu sens unic. Nimeni nu se poate eschiva. În lupta aceasta nu este biruință. De la Adam și până la ultimul muritor, toți au aceea soartă, în afară de cei doi care au fost răpiți, Ilie și Enoch. Dar noi și Domnul Iisus, dar știți ce mai spune Biblia? Că tot ce este sub cer suspină. Zice, până și firea toată suspină. Ea a fost supusă de șertăciunii din pricina celui ce a supus-o. În nădejdea că și ea va fi izbăvită de robia stricăciunii. Toată firea, natura, spini, pălămidă, nu exista la început când Dumnezeu a creat pământul, să știți. Ce frumuseți au fost la început, nu ne putem imagina. Dar natura suferă, dar nu numai natura. Spune Pavel acolo în Romani, foarte frumos. Și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului suspinăm în noi. Și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Suspinăm în noi, așteptăm, dorim. Trebuie să ai un alt standard spiritual și moral, ca să dorești în orice clipă să fii desprins. Noi avem legături pe orizontală cu familiile noastre, suntem legați. Dar în același timp, dacă ești pregătit, sigur nu e o tragedie, dimpotrivă e o biruință, te duci la mai bine. La o viață desăvârșită, absolută. Aici suntem înconjurați de neputință și imperfecțiune. Acolo totul este perfect și desăvârșit. De aceea dorim, Doamne, ajută-ne să fim gata, ajută-ne! Plecarea noastră, Doamne, să fie o reală binecuvântare. Apoi un alt lucru, un al treilea. Moarte înseamnă terminare. Terminare. Domnul Iisus, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Tată, Pavel a spus, am sfârșit alergarea. Atunci s-a dus în veșnicie. Cum pentru sora Maria noi poate spune, m-am putea spune, dar sora mai putea încă trăi. Viața omului pe pământ este de 70 de ani. Pentru cei mai tari de 80 de ani. Dar nu scrie niciunde că trebuie să ajung 70 sau 80. În cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, înainte de a fi fost luna din ele. Terminare. Sora Maria, pentru ea s-a terminat. Și Domnul a văzut că cel momentul cel mai prielnic și a dus-o acasă, a dus-o la bucurie, a trecut prin multe examene aici în viață. A avut parte de suspine și Dumnezeu a întărit-o și a rămas credincioasă și fidelă celui preanalt. Dar noi care suntem încă în viață, trebuie să ne punem această întrebare. Doamne, mi-ai repartizat o parcelă. Am lucrat în dreptul ei, mi-am făcut datoria. Am terminat, sunt spre final. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, așa a spus, ne spune Cartea Sfântă foarte frumos. Tată, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac în Ioan 17. Le-am dat cuvintele tale. Ce frumos! Domnul Iisus l-a reprezentat pe Tatăl cu fidelitate absolută. L-a reprezentat pe El, n-a dorit altceva. Nu doresc altceva, asta a fost dorința Lui, scopul final, scopul suprem pe care l-a avut. Și-a reușit până la capăt. Domnul dorește și noi să-L reprezentăm pe Domnul Iisus în viața aceasta. Să putem finaliza, să putem termina cu bine. Mai bun e sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Pe copii din toată inima dorim Domnul să-i întărească. Să le întărească în credere. Au avut o mamă care l-a slujit pe Dumnezeu. Și cu lacrimi, dar și în bucurii, și în toate momentele. I-o da slavă, n-o murmura, n-o cârtit. Pe benii Domnul să-l întărească și pe el. Și pe toți cei care fac parte din această familie mare. Un al patrulea lucru, ce mai înseamnă moarte? Moarte mai înseamnă și eliberare din punct de vedere biblic. Eliberare. Mi-ai eliberat, mi-ai izbăvit, o izbăvire. Izbăvit sufletul de la moarte, picioarele de cădere, ochii din lacrimi. De aceea voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Moartea este o izbăvire pentru cel ce suferă, pentru cel bolnav. Domnul izbăvește sufletul și Duhul. Îl izbăvește, ce frumos, ce mare este Dumnezeu, la momentul potrivit. Timpul pe care îl are El este cel mai bun, nici prea repede, nici mai repede, nici mai târziu, la timpul oportun. De-aia dorește și El din partea noastră, la vremea potrivită, să ne întoarcem să-I slujim Lui. Vremea potrivită este cât ești tânăr.
Așa spune acolo în Eclesiastul, dar ți-a adus aminte de Dumnezeu, creatorul tău, făcătorul tău, în zilele tinereței tale, parafrazat pentru cel în vârstă, în zilele vieții tale, până nu vin zilele cele rele însă, când vei zice, nu mai găsesc nicio plăcere în ei, în anii pe care ai. Ce frumos, din tinerețe, când ai încă energie și putere, să-i pui la îndemâna celui preanalt, să-l reprezinți pe el, să trăiești pentru slava lui, până când nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, numai țărâna au rămas, frate Beni, aici. Atât. Și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Domnul să vă întărească nădejdea. Un al șaselea lucru pe care vreau să-l menționez, moarte înseamnă și o întoarcere la o răsplătire, va fi și o răsplătire, răsplătirea nu este ei, să știți. Nu aici, aici Domnul ne dă câte un bonus, spunea cineva. Aici primim din partea lui, sigur, el ne garantează protecția divină în timpul vieții. Eu îmi spun de multe ori, Doamne, dacă pentru viața aceasta și merita să slujesc, merita pentru pacea din familie, pentru bucuria din suflet, pentru armonia pe care o ai. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea, este extraordinar. Să știi că Dumnezeu e cu tine în mișcările zilnice pe care le faci. Să știi că ochiul Lui providențial nu te-a pierdut, te are în evidență. Eu îmi zic, Doamne, cât de mare ești, universul, miliardele și miliardele de planete, miliardele de îngeri, oștirea cerească, împărățiile pe care noi nu le vedem. Și apoi lumea noastră materială. Și dincolo de toate, ca un punct, nici un punct poate nu sunt, în universul acesta, Tu mă știi pe nume, mă cunoști și toate problemele mele. Nemaipomenit, îmi poartă de grijă. Merită să-L slujești pe un asemenea Dumnezeu? Merită, Doamne, ajută-ne cu toată inima. Dacă sunt aici persoane care încă nu s-au întors la Dumnezeu, eu doresc Domnul să-i cerceteze. Domnul să lase cuvântul Lui, primiți cu blândețe, cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele voastre. Mântuirea sufletului este cel mai mare lucru. Apoi Domnul, sigur, și din punct de vedere fizic, trupesc, material, garantează că ne poartă de grijă, după planul Lui. Dar oricum aici toate sunt trecătoare și binele e trecător, de-aia spune acolo în 2 Corinteni, în capitolul 4. Zice, printre altele, căci întristările noastre ușoare, frate Beni, ușoare de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Cele ce se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice, sunt eterne. Ce frumos! Și binele să termină, cât de bine ai duce. Dacă numai sănătos ai fi și în putere și în energie, și aia este limitată, se duce, dar urmează de-abia de acum, în momentul în care treci în veșnicie. De-abia de atunci se vede ce ai adunat, ce ai strâns și cine ești în adevăratul, ce ai fost în adevăratul sens al cuvântului. Vreau în continuare să mai amintesc încă ceva. Întotdeauna la mormântări vedem caracterul trecător al omului pe pământ. Caracterul trecător, suntem trecători. Uneori când suntem tineri avem impresia că totul este al nostru. Nu ne gândim la moarte. Îmi spunea un frate acum venind din Statele Unite, frate Eugen, zice, o lege care se prelucrează în California, spune. Acolo statele fiecare au și particularitățile lui. Și printre altele zice că se prelucrează o lege să scoată, să nu mai fie admis să poarte, să ai Biblie acasă. Numai anumite persoane autorizate. Ideea care este? Zice, prea multă amenințare din partea oamenilor cu Biblia. Cu veșnicia. Lasă-l pe om să se bucure aici, să facă ce vrea el. Aș vrea să nu uităm însă că avem un caracter trecător. Vor trebui, sigur, zice, că ei care pregătesc rău la adăpostul legii, la adăpostul legii, să pregătesc lucruri pe care noi nici nu ne imaginăm. E nemaipomenit însă cel care este gata, care e pregătit, care are Biblia în inimă. Cuvântul lui trebuie să-l avem în inimă, orice ar fi, orice ar veni. Să știi cum, ce direcție să ai, cadența pe care să o păstrezi. Cadența aceasta ne-a trasat-o Domnul Iisus Hristos, dar apoi și urmașii Lui, înaintașii noștri. Caracterul trecător al omului pe pământ, toți avem un caracter trecător. Mi-am adus aminte aici, am încercat să mă reculeg și de ieri până astăzi, anumite evenimente, am fost și la moartea părinților fratelui Beni și la anumite evenimente. Și-au trecut mulți ani, acum am 66 de ani, de multe ori îmi pun întrebarea, Doamne, viața s-a dus, ce-o rămas, nici nu știu cât o rămas.
De-aia spune Biblia, învață să ne numărăm bine zilele, nu anii. Nu scrie nicăieri. O, eu trebuie să ajung 80 de ani. Nu, zilele, ziua de azi. Numai ziua de azi e a mea că sunt în ea. Nici măcar ziua de mâine nu știu dacă mai este a mea. Apoi un al doilea lucru, caracterul trecător al omului pe pământ, un al doilea lucru, continuitatea vieții dincolo, viața continuă dincolo, la un alt standard. Nu se încheie totul aici, nici vorbă. Ea continuă pentru cel credincios într-o lume desăvârșită, într-o lume perfectă. Asta mă face pe mine să înțeleg ce spune Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 4. Eu sunt gata. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Când un om este gata? Știți când? Când are o relație bună pe verticală cu Dumnezeu. E gata să moară. Poate oricând. Și chemarea noastră este, pentru că nu știm când vom pleca și care vom pleca, oricând să fim gata. Relație bună cu Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Prin cuvântul Tău, prin Fiul Tău, prin Domnul Iisus. Numai prin El. Nu un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Unul singur. Așa spune autorul Faptelor Apostolilor. Așa ne spune în capitolul 4. Și numele acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Prin El ne putem apropia, spune autorul Epistolei către evrei. Avem toată libertatea să ne apropiem de Cel preanalt, prin Domnul Iisus. De aceea doresc din toată inima, Doamne ajută-ne! Pe de o parte să slujim aici în timpul vieții trecătoare și apoi, o Doamne, ajută-ne să ajungem acolo în împărăția Ta. Un al treilea lucru, să nu uităm, există o libertate pe care Dumnezeu ne acordă fiecăruia. Asta e un lucru mare. Nu suntem roboți. Ce frumusețe, ne-a înzestrat Dumnezeu. Am venit cu mașina și ne uitam la... Am zis, ce frumoasă e primăvara. De fapt, toate anotimpurile au frumusețea lor. Dar am zis, Doamne, ce minunăție ai creat. Nu trebuie mult pentru un om. Cel nebun, nebunul zice, nu este Dumnezeu. Dar numai să te uiți la ce-o crea Dumnezeu. Avem, dacă avem acolo, soția acolo pe balcon are, noi stăm la bloc. Și udă florile care sunt și încearcă să le întrețină. Sigur, în un anotimp. Și mi-am zis, Doamne, Tu natura aceasta întreagă o întreții, extraordinar, o frumusețe ce-o crea Dumnezeu. Dacă ne uităm unul la altul, nemaipomenit culorile, cum se formează, culoare albă, discuți cu un medic, oftalmolog, extraordinar. Dar nu trebuie mult ca să realizezi că există un Dumnezeu care ne-a creat. Care e scopul pentru care ne-a creat? Să-i slujim Lui. Dar există o libertate pe care ți-o acordă. Nu trece peste libertatea ta. Ai ocazia, tu hotărăști, tu-ți decizi veșnicia, unde să o petreci. Ori cu Dumnezeu, ori despărțit de Dumnezeu. Spune în cartea lui Iov, e un cuvânt foarte greu. Și uitați ce spune aici, printre altele, în Iov, capitolul 18. Zice, este smuls din cortul lui, unde se credea la adăpost, și este târât spre împăratul spaimelor. Auziți, este și un împărat al spaimelor. Ăsta e diavolul. Diavolul este un nefericit. Este un nefericit, el a căzut din slavă și din glorie. El știe ce pregătește stăpânul universului și ce este acolo în slavă și în glorie. Și el vrea ca și omul să ajungă să aibă acea soartă cu el. Și aici este lupta. Dar Dumnezeu ne dă libertatea, ne dă libertatea. Nu ne obligă, ar putea îngenunchea omenirea aceasta într-o clipă. Dar de multe ori îmi zic, Doamne, Tu n-ai venit să faci demonstrații în viața Ta. Ai venit să aduci mesajul dragostei. Din dragoste vrea Dumnezeu să-L slujim pe El. Libertatea, un al patrulea lucru, posibilitatea de alegere îmi aparține. Eu sunt cel, factorul decisiv. Eu sunt cel ce hotărăsc. De aceea voi fi și responsabil în ziua aceea. Nu mă voi putea dezvinovăți. Spune Biblia, Dumnezeu nu are nevoie de mult timp ca să tragă pe un om la socoteală de viața lui. Înaintea Lui suntem transparenți. El vede și viitorul și veșnicia, cum vom finaliza. Toate sunt văzute și cântărite de acest mare Dumnezeu. Eu doresc încă o dată, Doamne, ajută-ne să slujim Ție. Doamne, întărește familia îndoliată. Frate Beni, nu este o înfrângere, nu e o înfrângere. Sora Maria a scăpat, e adevărat că noi am rămas încă în lumea aceasta, unde sunt lacrimi și dureri. Dar ea s-a dus la mai bine, ea s-a dus într-o lume desăvârșită și binecuvântată. Și în ultima instanță, încă o dată, să nu uităm valorile adevărate, răsplătirile.
de care va beneficia cel ce-l slujește pe Dumnezeu. Noi nu ne putem imagina. Biblia spune că până și o stea se deosebește în strălucire de o altă stea. De-abia atunci se va vedea strălucirea. De-abia atunci binecuvântările pe care le vom primi. Și atunci vor fi și regrete, chiar în dreptul mântuiților. Vai, ce puteam, cum puteam să slujesc! Și totuși, n-am făcut-o suficient, puteam mai mult. Încheie aici, doresc toată asistența să fie binecuvântată de Domnul. În mod special pentru familie, Dumnezeu să le întărească credința. Să rămână credincios copiii să-L slujească pe Dumnezeu. Că Dumnezeu le garantează că într-o zi ne vom reîntâlni cu cei dragi care au plecat înaintea noastră. Ne vom întâlni cu Domnul nostru pe care L-am slujit. Îl vom vedea, ne garantează El. Domnul Iisus nu e o persoană imaginară, e o persoană reală. O persoană reală, îl vom vedea față în față. Dar nici diavolul nu e o persoană imaginară, este o persoană reală. Trebuie să o luăm în serios lupta. Să ne luptăm, să trăim cu Domnul și Cel ce vine în ajutorul nostru să ne sprijinească în lupta aceasta este Domnul Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvinteze și El să rămână stăpân și Domn în familie și în viețile noastre ale tuturor. Amin.